O rezoluție privind aderarea României la spațiul Schengen a fost dezbătută miercuri de Parlamentul European la solicitarea europarlamentarilor români. Europarlamentarii hunedoreni Iuliu Winkler și Sigrid Mureșan au susținut cauza României, care de 11 ani este blocată în acest demers de votul împotrivă, acordat de câteva state, nejustificat doar pe criterii politice. Pe agenda Parlamentului European revine din nou dezbaterea referitoare la aderarea României și Bulgariei alături de Croația la spațiul Schengen. De 11 ani, România îndeplinește toate cerințele tehnice pentru aderare. Doar din rațiuni politicianiste, accesul nostru în spațiul Schengen a fost blocat. Așteptăm să fim tratați în mod egal cu toți ceilalți cetățeni europeni și să circulăm liber. Mediul de afaceri așteaptă ca Uniunea Europeană să-și respecte angajamentele politice și să ridice povara administrativă și financiară generată de faptul că am fost lăsați să așteptăm la ușa spațiului Schengen. Uniunea Democrată Maghiară din România și-a folosit toată determinarea și instrumentarul politic la nivel european pentru a influența în mod pozitiv actorii care au amânat în mod repetat aderarea noastră la Schengen. Sper că vom avea în sfârșit o decizie unanimă a statelor membre în privința aderării noastre la spațiul de liberă circulație. În caz contrar, există riscul ca în rândul cetățenilor României euroscepticismul să se adâncească. Și liberalul Siegfried Mureșan, vicepreședinte al PPE, cere Consiliului Uniunii Europene să accepte fără întârziere România și Bulgaria în spațiul Schengen. Domnule comisar, domnule ministru, stimați colegi, anul acesta, de la începutul invaziei forțelor armate ruse în Ucraina, România a găzduit peste 1 milion de refugiați ucraineni. Am dovedit că putem securiza frontiera de est a Uniunii Europene în cele mai dificile condiții și spun clar și răspicat, România poate securiza o frontieră a zonei Schengen în orice condiții. Munca efectuată în acest an de polițiștii de frontieră din România, de autoritățile din România, deschiderea, implicarea cetățenilor români, a miilor de voluntari, toate acestea au ajutat la stabilizarea situației la frontiera de est a Uniunii Europene. Am făcut acest lucru în interesul și în folosul întregii Uniuni Europene. Includerea României și Bulgariei în zona Schengen va face toată Uniunea Europeană mai sigură, va face toată zona Schengen mai sigură. Așa cum anul acesta am acceptat Finlanda și Suedia în NATO, pentru a deveni cu toți mai siguri, la fel cerem ca România și Bulgaria să fie incluse în zona Schengen pentru ca toată Uniunea Europeană să fie mai sigură. Vor avea de câștigat, în primul rând, da, cetățenii din România și Bulgaria, companiile din România și Bulgaria, dar vor avea de câștigat oamenii și întreprinderile din toată Uniunea Europeană, pentru că toți cetățenii europeni vor putea călători mai repede, mai simplu, mai sigur. Toate companiile europene se vor putea mișca mai rapid, fără întârzierile de la frontieră. Comisia Europeană confirmă din anul 2011 că România și Bulgaria îndeplinesc toate condițiile, de aceea cerem Consiliului Uniunii Europene să-și îndeplinească obligația să accepte fără întârziere Bulgaria-România în spațiul Schengen. Uniunea Europeană este puternică atunci când este unită. Vă cer și acum să dăm dovadă de unitate și să întărim Uniunea Europeană. Mulțumesc! Cele mai mari trei grupuri de europarlamentari și-au manifestat sprijinul, iar Cehia, care deține președinția rotativă a Consiliului UE, a anunțat că va căuta obținerea unei decizii favorabile până la finalul lui 2022, potrivit Agerpres.